noastră are înainte de toate o datorie, aceea de a munci. S-a muncit prea puțin, s-a muncit prea răzleț. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritatea națională. Orice încercare de a rupe solidaritatea națională este un păcat față de această țară și față de acest neam. Schimbări e mare, revoluții se fac după ce o națiune a îndeplinit rostul ei istoric. Noi suntem însă numai la începutul acestui rost și foarte multă vreme nu ne se cere altceva decât unirea tuturor puterilor pentru a face isprava care se așteaptă de la noi. Să nu confundăm anumite greșeli și păcate ale clasei de sus cu datoria de a răsturna împreună cu dânsa și țara și neamul. Munca este cel mai potrivit dezinfectant a tuturor neajunsurilor morale. Atunci când toată lumea muncește, prin muncă se face o osăbire între acela care înțelege a se ridica și a se menținea fără muncă și între aceia a căror munca aduce după dânsa totdeauna o răsplată. Muncă, bună înțelegere, acesta este programul de astăzi și de oricând pentru nația noastră.